Oamenii mondiale au fost victimele tuberculozei. În ceea ce privește simptomele tuberculozei, acestea pot fi diferite. Și, în genere, simptomele de tuberculoză sunt caracteristice în dependență de localizarea formelor. Adică, deoarece tuberculoza atacă toate organele, începând de la ochi, piele, căile respiratorii, plămânii, oasele, organele interne, în dependență de unde este localizată tuberculoza, acele simptome și apar. Formele de tuberculoză extrapulmonară se întâlnesc mult mai rar și nu sunt periculoase pentru cei din jur, deoarece bolnavul nu elimină micobacterii. De aceea este important să cunoaștem care sunt simptomele tuberculozei pulmonare. Tuse care durează mai mult de 3 săptămâni. Slăbiciune fizică în a doua jumătate a zilei. Transpirație sporită în timpul nopții, pierderea poftii de mâncare, pierderea în greutate. Uneori, din greșeală, se consideră că simptomul de bază a tuberculozei pulmonare este hemoptizia, adică scuipatul cu sânge, un amestec de sânge cu spută eliminat la tuse. Dar nu-i chiar așa. Acesta, într-adevăr, poate fi cel mai caracteristic simptom, dar el apare atunci când boala a ajuns prea departe și procesul de distrugere a plămânilor este foarte greu de oprit sau chiar imposibil. Uneori pacienții se pot adresa având unele simptome, dar ne dând însemnătatea acestor simptome și se adresează atunci când este hemoptizie, adică când scuipă sânge. Bine, se adresează cu acest simptom. Asta este, într-adevăr, destul de tardiv, adică este târziu de acum când se adresează cu simptome de hemoptizie. Altfel se manifestă tuberculoza pulmonară la copii. Cauza infectării copiilor este de asemenea contactul cu persoanele bolnave. De cele mai multe ori acestea sunt rudele apropiate, prietenii, vecinii, adică cei care se află mai des în preajma copilului. Copiii de vârstă școlară se pot infecta și în locurile publice. În legătură cu specificul organismului copilului, tuberculoza se manifestă altfel decât la persoanele mature. Copilul nu adaugă îngriutate, la copil apare tot temperatura subfibrilă și el devine mai puțin activ. Somnolențarea, vrea mai devreme să culce și de asta apar simptome care trebuie să pui în gardă părinți. Și dacă sunt așa simptome, ei trebuie să se adreseze la medic. Să revenim la persoana de la care s-a infectat prietenul meu. Andrei nu a fost singurul care a suferit. Sergiu nu avea copii, dar petrecea foarte mult timp după serviciu cu nepoata lui micuță Vlada, care uneori rămânea la el peste noapte. La scurt timp, părinții Vlad au observat că ea parcă încetinise din creștere, devenise palidă și a pierdut pofta de mâncare, deși făcea plimbări în aer liber ca și mai înainte. Dar ceea ce a îngrijorat-o mai mult pe mama fetiței a fost că Vlada, cea veselă și zglobie, a devenit molatică și capricioasă. Vroia să stea mai mult culcată în loc să se joace. Medicul la care s-au adresat părinții Vladei a efectuat controlul medical și a stabilit diagnosticul tuberculoza, ceea ce a luat prin surprindere și a speriat mult la început. Primul care a fost suspectat de infectarea fetiței a fost Sergiu. Dintre toți membrii familiei, anume el tușea, avea febră, nu se simțea bine. Îmbolnăvirea nepoatei l-a determinat să consulte un medic. În timpul investigării acestui caz, mulți dintre cei cu care am discutat mi-au mărturisit că adresarea târzie la medic este legată de frica pe care o are persoana cu simptomele tuberculozei. În primul rând, este vorba de frica pentru examenul medical. Este cumva dureros sau costisitor pentru a fi efectuat? Frica să afle diagnosticul. Dacă se confirmă tuberculoza, atunci ce-i de făcut?
frica pentru inițierea tratamentului propriu-zis, dacă solicită cheltuieli prea mari, dacă va dura prea mult și pe lângă toate cele, nu mai e să nimerești pe mâna medicilor. Există și așa numiții fataliști, care consideră că tuberculoza nu poate fi tratată. Uneori persoana care s-a îmbolnăvit nici nu știe unde și cui să îi se adreseze. Pacienții întotdeauna trebuie să se adreseze prima dată la medicul de familie. Nu este cuplată, nu este dureros. Persoana care pe parcursul a 2-3 săptămâni nu încetează să tușească și manifestă o stare subfebrilă persistentă, trebuie neapărat să se adreseze la medicul de familie. Acesta îl va îndrepta să facă analizele necesare, inclusiv un examen rentgen, ca să poată determina dacă sunt sau nu afectați plămânii. Iar în caz de necesitate, îi va recomanda consultul unui medic ftiziopneumolog. Numai acesta stabilește dacă pacientul are tuberculoză și îi prescrie tratamentul necesar. Cel mai important și în același timp cel mai simplu mod care permite rapid, pe parcursul a 2-3 zile, să se constate dacă pacientul este bolnav de tuberculoză și mai ales dacă elimină bacilul Koch, BK, cum îl numesc prescurtat medicii, este analiza la microscop a sputei eliminate de pacient în timpul tusei. Această analiză este una obligatorie pentru pacientul cu simptomele tuberculozei. Ftiziopneumolog are cabinet amenajat cu microscoape și tot cele necesare pentru a face examenul microscopic al sputei, aceste examinări fiind disponibile în toate teritoriile din țară. Acest examen este foarte simplu și este foarte ușor de făcut și foarte rapid de făcut în orice, cum am spus, în orice raion. Și poate cu o sensibilitate, spunem, de 50-70% să pună din start diagnosticul de tuberculoză. În unele cazuri, pe lângă analiza microbiologică a sputei, se poate recurge la metode mult mai complexe. Datorită acestora pot fi identificate preparatele care pot acționa asupra micobacteriei tuberculozei unui pacient concret, ceea ce permite tratamentul eficient al bolnavului. În Republica Moldova sunt 4 laboratoare de referință care efectuează asemenea investigații. Testarea copiilor se desfășoară altfel. Se poate stabili dacă aceștia sunt sau nu infectați cu tuberculoză cu ajutorul probei la tuberculină sau a reacției Mantu. Vladei, nepoțicăi lui Sergiu, i-a fost administrată subcutanat o doză de tuberculină, substanță preparată special pe bază de produse ale activității vitale a micobacteriilor tuberculozei. După 72 de ore, medicul a verificat rezultatul reacției organismului. Dimensiunile inflamației apărute în locul administrării preparatului au demonstrat că Vlada posibil este infectată cu tuberculoză. Nu se face fiecare an reacția Mantu. Se face numai fiecare an ori două ori pe an, numai la contingent, care grupă din risc sporit de îmbolnăvire. Reacția Mantu a devenit ca un factor care spune în folos tuberculozei, dar nu numai un simptom care poate să spui copilul bolnav de tuberculoză ori nu. Medicul de familie a îndreptat-o pe Vlada să consulte un medic ftiziopneumolog. Acesta a confirmat diagnosticul presupus. Tuberculoză. Așadar, investigația a luat sfârșit. Diagnosticul este stabilit. Tuberculoza. Uneori acest verdict este resimțit ca o condamnare la moarte. Pe cât de reală este însă frica, precum că tuberculoza nu poate fi tratată? După descoperirea micobacteriei tuberculozei, încă mult timp nu a existat medicamente pentru tratarea ei. Cândva, într-adevăr, tratamentul se efectua foarte simplu, poate, cu izolarea pacientului în condiții de păduri, lacuri, mări, acolo unde era microclimat favorabil pentru a se steriliza de tuberculoză.
În toată lumea, tratamentul în stațiunile sanatoriale era accesibil doar pentru puține persoane, acesta fiind foarte costisitor. Prin apariția streptomicinei la mijlocul anilor 40 ai secolului 20, iar mai târziu a unor asemenea preparate ca izoniazida și etambutolul, a fost săvârșită o adevărată revoluție în tratamentul tuberculozii. În cazul administrării corecte a acestor preparate, s-a redus considerabil numărul celor decedați din cauza tuberculozei, circa 5% și chiar mai puțin. În timpul de față, pentru tratarea formii clasice de tuberculoză, sunt folosite 5 preparate: izoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutolul și streptomicina. Medicamentele menționate sunt în stare să rețină creșterea și înmulțirea micobacteriei tuberculozii, să o distrugă și să preîntâmpine sporirea gradului ei de rezistență la tratament. Aceste trăsături le sunt însă caracteristice preparatelor susnumite într-un grad diferit. De aceea, pentru tratarea tuberculozei, se recurge la combinarea lor. Întocmirea schemei tratamentului, adică combinarea preparatelor și stabilirea dozelor acestora, este efectuată de medicul ftiziopneumolog în baza rezultatelor analizelor. Tratarea tuberculozei este un proces de lungă durată, deși acesta oricum este mult mai scurt ca înainte. A fost cândva o perioadă când pacienții se tratau în staționar 10, 12, 24 de luni. Dar puteți să vă închipuiți, ruperea de la familie și aflarea într-un anturaj sau în același anturaj pe perioadă îndelungată, nu fiecare va putea rezista acest termen de tratament în staționar. Și atunci, în dependență de forma de tuberculoză, și hotărâm separat pentru fiecare bolnav termenii de tratament în staționar și ambulator. Pentru început, pacientul este tratat într-o clinică specializată. Se presupune aplicarea unui tratament intensiv, în urma căruia bolnavul ar trebui să nu mai elimine micobacteria tuberculozii sau, vorbind în limbaj medical, să se obțină abacilarea lui. De regulă, această etapă ține 2-3 luni de zile. Administrarea preparatelor este supravegheată de medici. Periodic se fac analize ale sputei pentru depistarea bacilului Koch, precum și alte investigații. Rezultatele la 2-3 luni de zile sunt pozitive pentru eficacitatea tratamentului, atunci pacientului se poate prescrie tratament în continuare în condițiile de ambulator. Urmează etapa de continuare a tratamentului, care poate dura 4 sau 5 luni. Bolnavul ia în continuare preparatele necesare, urmând însă o altă schemă. El rămâne să fie supravegheat de medic, prezentându-se la acesta de 3 ori pe săptămână. Prietenul meu tocmai așa a fost tratat. De ce tratamentul s-a dovedit a fi ineficient? Este doar o singură cauză: neglijarea tuturor prescrierilor medicului. Îmbunătățirea evidentă a stării pacientului, care se manifestă după 2-3 luni, nu înseamnă că boala a trecut. Micobacteria tuberculozei este foarte rezistentă, de aceea preparatele se administrează atât timp cât consideră medicul. Pacientul nu trebuie să înceteze tratamentul, chiar dacă îi se pare că starea sănătății lui este mai bună. Dacă e să ne amintim, Andrei a întrerupt de unul singur tratamentul, ceea ce a dus la revenirea bolii, după care a urmat finalul tragic. Putea oare să fie altfel? Specialiștii mi-au explicat că situația nu este mai bună chiar și atunci când se reia tratamentul după întreruperea acestuia. După lovitura primită, micobacteria tuberculozii reînvie și capătă noi însușiri. Ea devine mult mai rezistentă la preparatele administrate anterior. Boala revine într-o formă nouă. Pentru tratarea ei e nevoie de alte medicamente, care sunt de 10 de ori mai scumpe, sunt suportate mai greu și nu întotdeauna ajută. Un bolnav de tuberculoză pulmonară care nu se tratează sau nu primește tratamentul regulat, ori abandonează tratamentul, ceea ce înseamnă că întrerupe tratamentul, procesul se dezvoltă în felul următor: ori pacientul devine
cronic, ori se dezvoltă o tuberculoză multirezistentă sau poate să decideze bolnavă de tuberculoză netratată. La un pacient cu tuberculoză multirezistentă, tratamentul este mult mai dificil, deoarece timp mai îndelungat, preparatele sunt mai greu tolerate de pacient și aderarea pacientului la tratament este mai joasă din cauza tratamentului îndelungat. Aceste preparate mai frecvent provoacă reacții adverse și tratamentul durează până la 2 ani. Acest bolnav este și mai periculos pentru cei din jur, deoarece eliminarea micobacteriei tuberculozei se produce pe o durată de timp mult mai mare ca înainte. El elimină o micobacterie foarte rezistentă la tratament, iar persoana care se infectează se alege de la bun început cu o formă de tuberculoză rezistentă. Care este soarta lui Sergiu și a nepoatei sale? Sergiu a stat în spital tot atât timp ca și Andrei. După externare, în urma aplicării tratamentului de fază intensivă, el a depus maximum de efort ca să ducă până la capăt tratamentul în faza de ambulator. El a rugat să nu fie trimis în deplasări, s-a lăsat de fumat, a încetat să consume alcool și a făcut un regim alimentar sănătos, a început să facă mai multe plimbări în aer liber, avea grijă să ia medicamentele întotdeauna la timp. Acestea au avut o influență binefăcătoare asupra lui. El a reușit să învingă boala. Micuța Vlada s-a aflat în spital mai mult timp decât Sergiu, deoarece copiii, spre deosebire de cei adulți, sunt internați pentru ambele etapele tratamentului. A fost o încercare grea pentru fetiță și părinții ei, dar condițiile bune în care s-a aflat Vlada și atenția binevoitoare a personalului medical i-a ajutat să depășească situația creată. Fetița s-a însănătoșit repede. Au avut eroii acestei istorii posibilitatea să evite îmbolnăvirea cu tuberculoză? Dacă nu am reușit să evităm contaminarea cu bacilul Koch, ce acțiuni de profilaxie trebuiesc întreprinse? Cum să ne comportăm dacă avem acasă pe cineva bolnav de tuberculoză? Toți specialiștii consideră unanim că pentru a micșora riscul îmbolnăvirii, e necesar mai întâi de toate să reducem numărul persoanelor care elimină micobacteria tuberculozei. Este foarte important ca pacientul să fie depistat cât mai rapid. Am spus la început că cel mai periculos este pacientul care nu este diagnosticat, deoarece atunci el elimină un număr foarte mare de bacili și poate infecta pe cei din jur. Odată ce el a fost